Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne reîntâlnim la Mix TV cu Alexandra Condur, psiholog, consilier de dezvoltare personală și numerolog. Cu Alexandra ne-am mai întâlnit deja de câteva ori, dar de fiecare dată era la dreapta lui Anatol Basarab. Iată că învățăcica a crescut și astăzi e un soi de botez această emisiune. Bună seara, Alexandra! Bună seara, bine v-am găsit! Bun revenit la noi! Bine v-am regăsit! Într-o ipostază de acum bine cunoscută, de fapt, brașovenilor, pentru că vorbeam înainte de începerea emisiunii, sunt câțiva ani de când Alexandra Condur a devenit cumva un sinonim, un brand deja pentru ideea de cursuri, de dezvoltare personală și mai nou și de numerologie. Așa este, avem aproape 5 ani de când organizăm cursuri de dezvoltare personală în Brașov. Și într-adevăr am crescut odată cu oamenii pe care îi întâmpin de fiecare dată la eveniment sau la cursurile pe care le susțin și cresc și eu odată cu ei. În urmare... De fapt, aceste cursuri de dezvoltare personală întreabă mulți, cel care ține aceste cursuri nu este un a toate știutor, un Mafalda, un Google eventual. Eventual un Google, da. Nu, este și el om cu experiențele sale, cu cunoștința sa, doar că are acest dar și își dorește să împărtășească din cele învățate cu ceilalți și știe cum să o facă. Adică pentru a fi un trainer care să transmită nu doar informație, că informația se găsește la tot pasul, internetul, slavă Domnului, Google, da, unchiul sau bunicul, exact, Google. Însă oamenii au nevoie și de acea trăire când află informația, de a ști cum să o pună în practică, pentru că citim și este foarte bine că citim și eu sper din suflet că toată lumea măcar citește, nu țin neapărat să vină. Hai să nu fim foarte siguri, că statisticile spun alte lucruri, din păcate. Din păcate, însă eu îndemn măcar să citească dacă nu reușesc să ajungă la un curs, dar cursul este cu totul altceva. Este cunoștință transmisă cu emoție, cu pasiune, cu dorință de a pleca omul de acolo cu temele făcute și să știe ce să facă de a doua zi. Un conductor viu, așa. Exact. Emoție și pasiune, da. Ai spus, ceea ce adevăresc și eu. Așa se întâmplă, ceea ce se poate întâmpla doar dacă cel care ține acest curs are un har. De fapt, Alexandra Condur este psiholog. Da, da? Eu am terminat psihologie la Iași. La Iași. Master de terapie de cuplu și familie. Am cochetat ceva mai mulți ani și cu vânzările, unde am învățat foarte multe lucruri despre oameni. Deci mergeam să fac vânzare ca agent de vânzări, dar vorbeam cu oamenii și am ajuns la concluzia după atâția ani că făceam de fapt consiliere cu ei. Dar de fapt noi tot timpul vindem și cumpărăm, da. Avem un brand personal, deci fiecare avem brandul nostru. Suntem personal în această activitate. Exact. Și noi ne vindem pe noi în fiecare moment, prin faptele noastre, prin ceea ce spunem, prin non-verbal, prin paraverbal. Totul este un produs bine stabilit și fiecare produs bine stabilit, adică fiecare participă la acel produs final. Deci cumva toate s-au așezat, psihologia acolo la Iași, exact, în Dulcele Târgă Alieșilor, după care această experiență în vânzări, în evenimente, în dezvoltare personală. Și a fost să fie consilierul de astăzi care a pus o cireașă pe tortul ăsta, se numește numerologie. De ce o cireașă numerologie? Foarte delicioasă. Da. De ce numerologie? Când l-am cunoscut pe Anatol Basarab. Anatol a fost pricina. Da, el este și îi mulțumesc pe și scânteia. Da. El a știut cum să transmită. Bine, trebuie să existe și noi acea dorință de a cunoaște, pentru că fiecare are dorință pe un anumit domeniu. Mie mi-a strânit interesul pe numerologie, pentru că să spunem că sunt mai analitică și îmi place să fie concret, să am fapte. Deci și... o dimensiune mai realistă a ta, exact, mai exact, bine exact, ancorată așa în pământ, da, în matematică. Exact. Pe perioada facultății mi-am amintesc că am făcut statistică. Primul curs de statistică a fost ceva de genul ce? Noi am fugit de matematică, dăm de statistică. Psihologii de obicei se sperie rău de statistică. Dar da, după am ajuns să-mi placă atât de mult și atunci numerologia, când am descoperit-o, n-a făcut decât să vină în completarea acestor date concrete, să le zic așa. Există și psihologie, dar numerele nu greșesc. Și mi s-a dovedit și mi se dovedește în fiecare zi, cu fiecare persoană care o cunosc, cu fiecare matriță pe care o fac și atunci nu mă face decât să continui și mai mult. Și de fapt, psihologul ajută numerologul, numerologul ajută psihologul. Cu cum siguranță. Se
siguranță. Cum se așează lucrurile? Siguranță. Nu aș fi fost unde sunt astăzi dacă nu aș fi avut și acea facultate de psihologie, poate și acel liceu de filologie, adică toate au dus și au construit la ceea ce sunt astăzi, dar mă ajută foarte mult psihologia, mă ajută foarte mult faptul că am lucrat cu oamenii mulți ani și lucrez în continuare și îmi place, iar toate se îmbină, pentru că necesită, teoria este bună, dar știi cum se spune, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Practica te omoară, exact. Da? Exact. Și atunci acestea le-am regăsit și în partea de numerologie, cu practică pe psihologie, plus toate cursurile la care am participat, că nu doar le organizez, eu țin să fiu acolo, chiar dacă este pentru a cincea oară. Și de fiecare dată, chiar același curs, spunea, este unic și este diferit, pentru că da. Da, fiecare ține de interacțiunea aia umană, de viul din, da, din, pățesc, din mă duc, curs. Mă duc la trainer și întreb, ai schimbat PowerPoint-ul? Îmi zice, nu. E chiar și același PowerPoint? E chiar același, zic, ești sigur? De ce? De ce întrebi? Zice, păi zic, uite, informația asta nu era aici. Zici, a, n-ai văzut-o tu. Și așa este. Și o carte, dacă o recitim, o să vedem și o să ni se pară altă carte. Poate cu ideile principale. Pentru că dar... și tu, cel din acel moment, ești altul. Exact. Până la urmă și din punct de vedere medical este dovedit că ni se schimbă celulele din corp și suntem alții la fiecare minut. Bun. Mare... Ce vizează aceste cursuri de dezvoltare personală? Pe cine vizează? Sunt oameni cu școală, sunt oameni fără școală, sunt oameni care au fost guduiți cumva printr-o întâmplare, trântiți de viață la pământ. Pe oricine. Pe oricine, dar dacă este să ne gândim sau să analizez cu preponderență, sunt într-adevăr unii care au avut anumite experiențe sau pur și simplu își doresc să facă ceva mai mult, să descopere menirea lor, să zic așa, sau să înțeleagă lumea și din alte aspecte, mai puțin cele materiale. Adică cele materiale concrete, cu toții le cunoaștem, le știm. Doar că unii doresc să facă ceva mai mult pentru ei, în primul rând. Pentru ei, deci oameni da. Care vor să caute ceva în ei sau să caute niște explicații pentru niște eșecuri. Pot fi. Sau pur și simplu să-și potențeze să șansele bun. Pentru viitor. Sună foarte frumos. Vreau să fiu mai bun. Eu sper că cu toții ne dorim acest lucru. Măcar să fim noi o variantă mai bună a noastră de zi cu zi. Mâine o variantă mai bună decât cea de astăzi, poi mâine, decât cea de mâine și tot așa. Astăzi mai mult ca ieri și mai exact. Puțin ca mâine. Vorba cântecului. Deci până la urmă această dezvoltare personală, titlul emisiunii mele, e o aspirație sau este chiar o datorie pentru noi? Eu aș lua ca o datorie. O datorie. Menirea noastră și probabil mulți dintre noi am ajuns deja la concluzia asta că nu suntem doar materie. Adică mai e ceva acolo care ne sufletește, care ne dă acea energie și atunci... logic, dacă o luăm, că ți-am spus, sunt pe fapte, să zic așa, luăm, ok, partea materială, ce ține de corp, dar luăm și partea cealaltă, care nu este văzută, să spunem așa, în ceea ce vește corpul și dacă ne gândim la noi ca și oameni. Și atunci este normal, mă ocup și de partea materială, dar mă ocup și de partea spirituală, cum îi spun unii. Adică de spirit. Da, este și un trend și poate că este bine sau poate că este momentul, pentru că s-au făcut atâtea descoperiri științifice în toate domeniile. Iată, călătorim în univers, vindecăm boli, am prelungit durata vieții, am prelungit tinerețea, dar omul, în profunzimea lui, s-a schimbat cel mai puțin. Din păcate, și acum că ai zis, mi s-a făcut pielea de găină. Da. Când conștientizez asemenea fapte, dar totuși, se spune că măcar 7%, dacă, și aici știu de la Anatol, doresc și fac schimbarea, este necesar și suficient pentru a produce schimbarea și celorlalți. 7% din populație. Din populație. Din țară, din populație. Și atunci, pe principiul cercurilor concentrice sau cum se produce această schimbare? Propriul model, să spun așa. Adică dacă noi 7% am decide să facem ceva și ceea ce facem, o facem pentru că ne place și pentru că ne definește și nu o facem cu scopul de a chema pe ceilalți, hai și tu, ci pur și simplu să se vadă prin propriul exemplu, și nu hai că vreau să câștig bani sau nu, pentru că sunt un șarlatan, că mai sunt și dintre aceștia în zonă. După 5 ani de zile am ajuns la concluzia, cel puțin cu trainerii cu care colaborez, dar și în cadrul cursurilor mele, cine va fi acolo și cine are să fie acolo, va fi acolo. Adică au fost situații în care exact pe ultimul moment s-a întâmplat, nu știu, un mic accident, o ciocnire și nu am mai putut să ajung. Adică de ce n-ar trebui așează. Să fiu acolo? De ce n-ar trebui? Poate nu sunt pregătită? Exact. Exact. Sunt lucruri pe care suntem pregătiți să le auzim
și sunt lucruri care necesită poate o altă pregătire și ulterior să le auzim. Deci acel toate la timpul lor are o fundamentare mult pentru mai temeinică decât s-ar putea spune. Bun, deci asta înseamnă că numerologul nu face un capăt de țară, vine sau nu vine lumea, cine trebuie să vină va veni, se va uita la emisiunea asta, va accesa www.alexaevent.ro. alexaevent.ro. Va afla cumva că ce cursuri sunt și workshopul că sunt aceste cursuri și oamenii vin cu diverse așteptări. Ai spus că nu au o vârstă anume sau o pregătire anume. Dacă mă crezi, am avut și de 18-20 de ani, am avut și copii, au fost chiar la copii? Ei cred că vor o rețetă magică să îi salveze de matematică. La numerologie nu, dar la cursul de cu Ana Sorescu, tehnicile de eliberare emoțională, a fost și copii. Chiar a avut la un moment dat, nu în Brașov, în alt oraș, și un bebeluș. A venit mama cu tot cu bebelușul, ceea ce m-a bucurat și m-a amuzat în același timp, dar bebelușul a fost timp de 3 zile cât a durat foarte cursul, liniștit. Foarte liniștit și foarte drăgălaș și râdea și era vesel și era bine dispus. Ceea ce înseamnă că energia, mai ales că copiii simt energia celor din jur, până la urmă, cred că și copiii chiar au nevoie de niște tehnici de eliberare emoțională. E atâta stres în școală, e atâta presiune pe ei uneori. Sunt atât de surmenați, de obosiți, de stresați, încât cred că n-ar strica să coborâți limita de vârstă. Dar sigur, acolo părinții sunt cei care sunt la butoane. Sunt sigură că dacă părinții acționează, se dezvoltă, sigur se schimbă și copiii. Garantat. Și vorbesc aici și din experiența personală, nu neapărat cu copiii, ci cu oamenii din jurul meu. Atunci când am schimbat la mine, cum mă raportez la anumite lucruri, la anumite persoane s-au schimbat și inclusiv lucrurile respective, situațiile, dar și persoanele. Foarte puțini oameni înțeleg încă că de fapt schimbarea începe la ei. Deci, sau la fiecare dintre noi. Da. Și că nu se va schimba absolut nimic dacă tu aștepți ca X, Y, Z, soția, soțul, șef, să se întâmplă ceva dacă schimbarea nu vine de la tine. Și mai e un lucru, fugim cu, nu știu, ne mutăm în alt oraș, la alt job, ne schimbăm prietenii, că ne gândim că dacă schimbăm prietenii sau jobul sau ce fie acolo, schimb norocul. Exact. Și doar că pleci cu tot cu problemele pe care le ai, adică tot gândurile tale, tot emoțiile tale, alea le iei cu tine oriunde te duci. Plus starele tale, plus tot felul de sechiele. Sunt foarte mulți care repetă eșecurile în căsnicii. Da. Și în prima, și a doua, și a treia. Și uite că m-a înșelat și al doilea, și al treilea, dar eu nu mai luză găsesc, sau eu n-am noroc, eu sunt blestemată. E un program acolo, un clișeu. Sunt niște credințe limitative pe care le-au dobândit undeva, poate în copilărie, poate mai târziu. Ideea este că nu sunt conștienți de ele. Neconștientizarea credințelor limitative și atât. Și da vina pe alții. Exact. Mereu alții sunt de vină. Da, tot timpul căutăm în exterior pentru că ne este mai bine și stârnim mai puțin în interior. Când ajungem să dăm vina pe ceilalți, ne este mai ușor să trăim noi cu noi. Fiindcă mie tot nu mi-e mai bine. Da. Eu repet programul la nesfârșit. E o minciună de moment care pe moment ne face deci bine. Deci doar pe moment mă simt mai bine, după aceea... Da. E ca un o pastilă care ți-a trecut și dacă totuși nu te-ai dus cu măsea la doctor, ulterior ți-a făcut. E doar chestiunea de timp să reapară. Exact. Numerologia ne caracterizează, se pare. Data aia naște, numerele acelea magice, care par a nu spune nimic. Ne dau atâtea informații. Mulți au fost foarte sceptici vis-a-vis de aceasta. Ei, da. Inclusiv lucrul acesta îl văd în matriță. Cât de sceptic este în matriță care se calculează din data de naștere. Și am avut persoane la consultație, la consiliere pe partea numerologică și le-am zis din start, nu-mi spune nimic cu privire la propria persoană. Știu că este o persoană sceptică, așadar doar ascultă-mă ca să-ți spun exact ce îmi transmite mie numerologia și ce informația și la final poți să spui ce vrei tu. Îți poți nota. A rămas foarte surprins pentru că mi-a spus, ok, da, într-adevăr, era un bărbat chiar, sunt sceptic și a acceptat provocarea și la final a zis că, nu, dacă eram sceptic la început, acum nu mai sunt. Mi se pare extraordinar. Da. Dar practic Alexandra a condus să uită acolo când, în fișele lor și zice opa, deci 9 octombrie, eu sunt născută pe 9 octombrie, anul nu ți-l spun, dar tu-l știi. Faci repede. 9 matrița, plus 1 plus 0 plus... Există mai multe deci, calcule în spate. Cum se face acest calcul? Pentru a ne afla acel număr de destin care calea practic... destinului. Da, ne împarte în 10 tipologii, nu?
9, dacă excludem aici cifrele maestre. Unii pun și 11, acel 11. Da, este și 11 și 22, dar ele se adună într-un final și sunt calculate tot 11 ca un 2, dar se ține cont din ce este format. Uh-huh. Și atunci se face interpretarea. Deci, practic, suntem 9 cu totul. Cu 9 cu totul, am spune, ca și cale în viață. Uh-huh. Acum mie data de naștere, ziua, am spune ce așteaptă omul de la propria persoană și lucrul acesta doar el îl știe. Pentru că am avut cazuri în care mi-au dat, uite, fiul meu e născut în ziua de și spun, păi uite, astea sunt așteptările. Și zice, a, nu e adevărat, nu e așa. Al meu e născut în 20. Care sunt așteptări? Sunt așteptările lui dacă ți le-aș spune. Nu le-ai recunoaște decât eu dacă spun, este... e adevărat. Nu. Exact. Noi vedem pe ceilalți prin intermediul lunii de naștere, care este vibrația socială. Ziua de naștere este vibrația lui interioară și atunci am recunoaște doar dacă este 20 a doua, spre exemplu. Pentru că e 2 cu 2. Și atunci vibrația lui interioară este asemănătoare cu cea exterioară sau cea socială. Și atunci ne-ar fi mai ușor și lui ar fi mai ușor. Pentru că se contopesc cele două cifre și atunci sunt identice, practic. Și atunci ce așteaptă el, așteaptă și ceilalți. Nu știu dacă știe că e adolescent, deci deocamdată presupun că o să afle. Va afla cu siguranță, dar aceste informații, deci le putem avea a priori, practic în momentul în care am niște interviuri, da, de angajare. Mă uit la, la CV, văd data de naștere și aș putea pune din start deoparte unii dintre candidați. Am putea să avem în vedere anumite lucruri, iar ulterior să ni le confirmăm. Ideea numerologiei este următoarea. Cu toți avem un fundament. Uite, dacă e să facem o asociere între construcții, o casă și numerologie, am putea face în felul următor. Fundația casei nu este una văzută de cele mai multe ori, doar dacă e beș și eventual ai acces. La fel și numerologia îți dă un anumit fundament, adică omul vine cu anumite daruri, vine cu anumite, nu le zic puncte slabe, lucruri la care ar trebui să lucreze. Sunt niște vulnerabilități sau niște dar se pot, aturi. Exact, se pot educa. Aia este fundația. După care urmează casa, cu primul etaj, cu al doilea. Aia este ce vine în lumea și construiește părinții, educația, el. Ce face fiecare persoană. Cu aluatul acela. Exact, exact. Pentru că dacă stăm să ne gândim, sunt mai multe persoane născute în, nu știu, 30 ianuarie, să spunem, și același an. Și unii ajung foarte sus, sunt extraordinari, alții rămân... Da, potențialul este la fel pentru toți. Doar că intervine sexul odată, poate fi din ce zonă este. Deci potențialul este același la naștere acolo. Da, deci ne naștem până la urmă foarte asemănători, egali, se spune egali, tot poate fi spus, că se spune că și zestreaia vine din materialul genetic, din viața anterioară. Da, doar că din momentul nașterii să ia în calcul naționalitate, credințele populației din care face parte, după care părinții, familia, experiența, dacă trăiește într-o familie, cum trăiește, ce experimentează, după care merge la școală, ce prieteni are, dar potențialul, baza, să spunem, nevăzută este aceeași, după care începe să se construiască. Și aici mă ajută foarte mult psihologia, apropo de latura aceasta. Pentru că, de fapt, tu, numerologul, îi cunoști foarte bine, îi radiografiezi, dar după aceea psihologul vine să potențeze. Să potențeze resursele, să vindece din răni, să estompeze din vulnerabilități. Da, deci... poate face și acest lucru, doar că e un, să spunem, o hartă mai completă în momentul în care există, într-adevăr, și un fundament psihologic, dar nu este obligatoriu. Pentru că numerologia chiar ne oferă șansa dacă lucrăm și dacă exersăm și știm ce înseamnă numerele, pentru că numerologia merge pe partea calitativă, nu pe partea cantitativă, cum este matematica. Și atunci, dacă știm calitatea numerelor, știm cum să o interpretăm, nu trebuie să fim neapărat, nu știu, psihologi sau să vii la facultate de psihologie. Plus, dorința de cunoaștere și de a afla ne va face chiar și fără o facultate. Deci pe fiecare dintre noi să descoperim resursele și să ne potențăm șansele. Bun, deci să facem un calcul. Eu știam că este vorba de cifrele se adună toate pentru calea destinului. Pentru calea destinului. Da. Și suntem de nouă tipuri. Bun, acum care sunt mai buni, care sunt mai răi? Că e ca la horoscop, ori fi unii buni, unii răi. Nu există cifre bune sau cifre dar rele. Dar unii dintre noi sunt incompatibili cu alții. Este cu siguranță, fără doar și poate. Siguranță. Dar acest lucru de incompatibilitate, dacă e să-i dăm o formă, cu toate nici aceasta nu poate există. Poate și aici se poate lucra, nu? Sigur. Cum spune și Anatol Basarab, lucrurile sunt nici cum.
noi alegem ce latură îi dăm, pozitivă, negativă. Deci nu există nici incompatibil până la urmă tranșal. Doar e o formulare să dar să mă tem forțată. Un pic, eu fiind un 6, să mă tem de un, nu, de nu un este ce, cazul. De un cine. Nu este cazul de a ne teme, este doar cunoaștere, să văd cum aș putea aborda o persoană care, uite, are calitățile acestea. E total opusul meu. Care ar fi total opusul meu? Nu există. Asta zic că nu ar exista nicio această radicalizare așa de... Nu. Deci chiar cifrele sunt nici cum, ele nu sunt nici bune, nici rele. Te pot ajuta, dar nu până la urmă, nici zodiile nu sunt proaste și bune. Exact. Dau tot așa niște chestii generale, niște... Orice cifră, vibrația oricărei cifre te poate atât susține, dar în același timp te poate testa. Pentru că viața în sine e un cumul de teste, dacă stăm să ne gândim și dacă ne aducem aminte de spirala cunoașterii care urcă, da? Ești în partea asta, una e să fii aici jos și una e să fii un picuț mai sus. Adică e o diferență. Așa și... în ceea ce privește partea de numere. Depinde de experiențele noastre, dar calitățile sunt aceleași pentru fiecare număr și aici trebuie specificat fiecare un număr. Un sceptic, un pesimist... Asta din matrița dezvoltată. Putem merge mai departe, după calea destinului, mai sunt anumite calcule care se fac, rezultă un cadran de nouă, de fapt nouă cadrane, un tabel cu nouă cadrane pentru fiecare cifră în parte și acolo aflăm detalii. Acolo vin detaliile. Da, da. După cât timp aflăm detaliile astea? Păi depinde. Sau la un curs. La un de curs. Genul acesta. Unde ajungem cu maestria. De exemplu, la workshop-ul pe care îl pregătesc acum și deja va fi în luna februarie și în Brașov, vor fi două zile în care vom învăța să, ce înseamnă fiecare număr, cum se fac aceste calcule, cum ajungem la matrița respectivă și, bineînțeles, cum se interpretează matrița. După care va rămâne ca ei să experimenteze și, efectiv, ceea ce învață să pună în practică. Și cei care vor dori să aprofundeze pot aprofunda, că sunt mult mai multe lucruri. Dar este un început. Important este să știe calitatea fiecărui număr, fiecărei cifre și cum anume o poate folosi la modul în avantajul lui. Adică orice cunoaștere și numerologia și de orice altă natură ne o putem folosi în avantajul nostru. Dacă nu o folosim în avantajul nostru, părerea mea cel puțin, se poate întoarce împotriva noastră, mai ales dacă ne ducem la anumite gânduri. Păi dacă stăm să ne gândim la anumite lucruri, uite, am aflat că, nu știu, sunt anumite tipologii și uite, m-am uitat acolo anumite tipologii în care se spune și partea negativă, cum deci spun acele unii. Avertismentele da, ai grijă că poți să fii predicții rele și ești... Și eu mă concentrez pe latura aceea negativă. O să pic exact, o să pic la examen. Exact. Și o să pic pentru că e, cum e, profeția autorealizatoare. Da, îndeplinirea autoprofețiilor da, se numește, da, în psihologie. Și atunci, dacă noi alegem să ne concentrăm pe latura mai puțin bună, eu evit să zic negativă, puncte slabe. Pur și simplu mai puțin bună sau care ar trebui îmbunătățită. Mintea noastră are un dar de a ne minți, cum zicea Anatol Basarab, și atunci va începe... Parșivă mintea asta, da, dar și magică. E și magică și dacă am ști cum să o folosim, mari lucruri am face. Și sunt niște lucruri foarte simple, doar că se întâmplă următorul lucru. Cu cât este mai simplu și le explic și în cadrul cursurilor, dar și consultațiilor, mecanismul simplu din spate, că nu trebuie să știe extraordinar de multă psihologie. Cum funcționăm noi ca și oameni, creier, psihic, conștient, subconștient? Dacă ar cunoaște câteva lucruri de bază și ar crede în lucrurile respective, lucrurile s-au schimbat. Adică cel puțin la mine funcționează și văd și la alții și atunci, doar că mintea noastră ne minte, și ne complicăm. Ne face și să ne temem. Cu siguranță. Dar totuși, dacă înțelegi ceva, eu zic că nu te mai temi, dacă înțelegi cu adevărat. Până la urmă, frica din spate, orice frică, e cu privire la necunoscut. Dacă am cunoașterea și știu exact ce am de făcut și creierul în sine, dacă o luăm la nivelul corpului, știe exact, păi uite, 1 plus 1 fac 2. Spre exemplu, în ceea ce vește anumite cuvinte, că mulți zic, vrem să fim fericiți. Și zic, ok, ce înseamnă să fii fericit? Păi să fiu, să am o stare de bine. Bine, bine. Ce înseamnă o stare de bine? Adică nu știm efectiv să alfabetizăm. Ce e starea ce de bine? Vreau, păi uite, o stare de bine înseamnă să, nu știu, poate să am o casa mea, dacă contează. Să am o siguranță la nivel material. Poate nu-mi place să mă trezesc de dimineață și nu vreau să mă trezesc la 6, vreau să mă trezesc la 8. Adică definește această stare de fericire pentru ca
creierul tău sau subconștientul tău. Să și seteze, că nu poți să setezi ceva fără să... Așa cum nu poți să ajung unde nu știu. Exact. Pornesc cu mașina și dacă nu știu destinația... Corect. Dar noi folosim cuvintele fără a mai fi atenți. Ok, ce înseamnă? Că eu dacă zic o masă, cu toții ne gândim la o masă. Dacă zic un măr, te gândești la un măr. Sau nu te gândi la un elefant, că apropo de... Da. De creier care nu percepe negația, da? Și zic, gândește la fericire. Tu vezi fericirea în felul tău, eu văd în felul meu. De ce îi vedem mereu pe ceilalți mai fericiți decât suntem noi? Sau decât sunt ei în realitate? Capul vecinului și... Poate, în primul rând, pentru că nu am definit ce înseamnă fericirea și tot timpul ne uităm în curtea celorlalți, neștiind exact ce înseamnă pentru noi, căutăm la ceilalți, că poate ceilalți au o variantă mai, sau pur și simplu există o anumită neîmplinire de care ei nu sunt conștienți. Adică mulți se uită în curtea vecinului fără să fie conștienți de ce o fac. E ca un mecanism sau principiul să moară capra vecinului. Păi, de asta spuneam că și asta e o pricină a răului din noi. Uită-mă, asta are capra mai grasă și mai așa, nu știm ce e acolo. Nu am știm putea să ne uităm și așa. Ce-i spatele succesului, bogăției, fericirii. Exact. Am putea să ne uităm, uite, da, capra este mai grasă, cum ai spus și tu, dar să zicem, ok, cum aș putea să o fac și pe mea să fie mai grasă. Nu la modul cum să moară capra vecinului, ci hai să vedem ce face vecinul, da? Și aici, dacă e, putem să luăm concret. Ne uităm la un om de succes. Hai să vedem ce face pentru a avea succesul respectiv. Nu să fiu invidios că are succes, nu mă ajută cu nimic. Dacă sunt invidios. Și totuși... Din contră, mă afund într-o stare de nefericire, de neîmplinire și, uite acolo, depresie, anxietate și tot ce mai apare. Da, și până la urmă rămânem într-o colivie invizibilă. Din... Și o zonă de confort pe care era un problem. E un confort al răului. E un confort al răului, dar e cunoscut. E cunoscut, e modelul familiar. Da, și este, apropo de frica de necunoscut, acel confort îl cunoști, știi cum e, cu rele, cu bune, dar știi. Meu, e în momentul cunoscut. În care ești, exact, în momentul în care ieși din zona de confort, nu mai știi ce e. Da. Și cum spunea la un moment dat un citat, nu mi-amintesc acum cine, lucrurile magice se întâmplă în afara lucrurilor, zonei de confort. Da. Și atunci necesită să facem acel pas. Deci un efort, un travaliu, fie el de cunoaștere întâi, deși tot Anatol, că tot l-am citat de atâtea ori, îl salutăm, spunea aici că orice evoluție din asta e cu durere, adică orice facere e cu durere. Păi, deci, altfel cum poți să simți schimbarea? Că dacă nu... Și cum poți să știi că acesta este bine dacă nu știi ce a fost rău? Da. De aici dualitatea lucrurilor. Pentru a putea fi fericit, trebuie să știi ce înseamnă să fii nefericit. Da. Când vin cursanții, îi întreb ce așteptări au de la acest curs. La cursurile mele, da. Ce spun de obicei? Să fiu mai fericită. Am avut și să mă îmbogățesc. Am avut și cazuri de genul acesta, nu chiar cu îmbogățirea, dar cu privire la a cunoaște și a depăși anumite frici. Și aici pot fi în funcție, nu știu, de a vorbi în public, poate unii, de a vorbi în fața celorlalți, de a se deschide față de ceilalți. De a mă înțelege cu familia, exact. De a înțelege copilul. Exact, da, deci frici personale de cele mai multe ori, culmea nu sunt privire la capra vecinului. Ceea ce ne dă de gândit. Ți-ai pus problema că ești o reacție de prestigiu și dar rău să vin la curs și să spun cu niște colegi. Așteptările le fac anonime, deci... Bun, dar Alexandra tot știe că eu îmi doresc să moară capra vecinului. Nu? Cât de sinceri sunt oamenii? Nu aș putea să zic aici. Sinceritatea nu te interesează, exact. Nu testezi tu, da? Exact, nu testezi eu, o testează ei, iar cei care aleg să vină la cursuri o fac pentru ei, nu o fac pentru mine. La sfârșit îi întreb dacă ce au dobândit, ce spun. Da. Transformări frumoase. Deci în două curs, zile? Două, trei zile, da. Transformări chiar foarte frumoase. Deci se apasă niște butoane acolo. Da. Și îi vezi efectiv mult mai relaxat, mult mai deschis. Deja schimbarea, adică ai pus acea sămânță și doar urmează ca ea să crească, să înflorească și să se facă frumoasă și omul să se bucure de ea. Și în câțiva ani, că deja sunt câțiva ani, s-a întâmplat, nu? Da. Am fost adunează la curs în primul an. Eu aici ai atins un punct sensibil tot timpul când mă întâlnesc cu o persoană care îmi mulțumește. Am așa o senzație de nu pot să descriu, deci nu ar exista de împlinire, ca să-i zic, per total, dar uneori efectiv îmi reconfirmă rolul meu și scopul meu pe care mi l-am descoperit. Mâine ziua ta la mulți ani, Alexandra, e o emisiune cadou pentru Alexandra Condur. Mulțumesc. Cum sunt oamenii ăștia născuți în 30? Ce are Alexandra? Ce așteptări am eu de la Ce mine? Ce așteptări are Alexandra de la ea? Eu de la mine, cunoaștere. Cunoaștere.
Și aici revin la partea de confirmări. Numerologia n-a făcut decât să-mi confirme și mie că, într-adevăr, acesta este drumul meu și asta este calea mea, mai ales că calea destinului este tot 30, adică 3. Ceea ce mie îmi ușurează un picuț munca, recunosc, pentru că, practic, drumul în viață coincide cu așteptările de la propria persoană și clar mi este ceva mai ușor. Magic 3. Da, 3, trimitatea. Da, este prima formă de stabilitate, dacă e să o reprezentăm grafic, e triunghiul. Persoanele, acum ar suna așa ca o laudă, dar eu zic calitățile cifrei 3, sunt persoane creative, doritoare de cunoaștere, foarte curioase din fire, deci curiozitatea a omorât pisica de multe ori, creative. Poți fi psiholog fără să fii curios? Nu! Nu prea. N-ai cum! Nu, nici jurnalist nu poți să fii dacă nu ești curios. Păi cum aș scotoci eu să aflu tot de la tine dacă n-aș fi curioasă, nu? Cu siguranță. Nici mă interesează ce-mi spui. Dar fără curiozitate nici nu prea aș vedea lumea. Adică curiozitatea, uitați-vă la copii când sunt curioși. Și faptul că își doresc să afle lucruri noi. Și apropo, aici punctez fiecare an, primii 9 ani, din punct de vedere numerologic, copilul învață câte ceva. Și este foarte important în anul 3, care este cunoașterea și dorința de cunoaștere, când întreabă, mama, dar de ce aia? Mama, dar de ce cealaltă? Să existe răbdarea de a oferi cunoașterea. Pentru că acea răbdare pe care noi o punem atunci se va vedea și în viață. Adică cu cât, zicem, ia de aici tableta, lasă cunoașterea, lasă aia tăși din gură, cu atât se duc niște lucruri care trebuie învățate. În primii 9 ani, în fiecare an, copilul are de învățat ceva. Cu cât învață mai bine, cu atât va fi mai ușor în viață. Cu cât... Atunci se pun... Exact, se pune temelia, să spun așa. Cărămizile de la bază. Exact. Da. Și contează. Magic 3 la mulți ani. Mulțumesc. Eu zic că atac ale e cea învățăturii. Așa și spune numerologia. Da. Învăță celui, iată, s-a transformat în învățător. Da. Și învață în continuare, pentru că fiecare astfel de curs rămâne o experiență vie de cunoaștere și de intercunoaștere și de creștere împreună. Și de bucurie. Și de bucurie, nu-i așa? De bucurie, da, pentru că atunci când îți găsești acel lucru care îți place, cum era proverbul, nu știu, fă ce-ți place și nu o să muncești nicio zi din viața ta. Pot să zic că așa e. Acolo ești. Da. Wow! Până la urmă, asta aspirație, apropo de datorie, de aspirație și datorie. Da. E datorie, dar să știi că și aspirația te ajută să ajungi la acea datorie. Bun. Deci ajungem la Alexandra, căutând-o pe site, alexandraevent.ro. Alexaevent.ro. Acolo sunt foarte multe cursurile, detalii. Cursurile și articole mai pun și pagina de Facebook, tot alexaevent.ro. Deci, a voastră este. A mea a fost încă o dată la mulți ani și mulțumesc pentru prezența în această seară la Mix TV, la Mix Actual, în preajma zilei de naștere, spuneam, o emisiune cadou, să-i spunem așa. Mulțumesc încă o dată. Omelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor și nu uitați, avem datoria să creștem, să ne dezvoltăm personal. Numai bine!